Bună seara și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Cresta Rot. Suntem deja în weekend, este vineri seara și voi face în această seară predicțiile pentru acest weekend, să vedem cum veți sta cu dragostea. Da? La ce vă puteți aștepta în dragoste în acest weekend? Dacă puteți să vă puneți o întrebare sau să vă puneți o dorință, dacă vi se și îndeplinește, dacă primiți răspunsul la ce vă doriți în acest sfârșit de săptămână, dacă vă întâlniți cu persoana iubită, dacă vă sună, dacă vă împăcați, dacă veți fi împreună, dacă veți găsi un partener sau orice altă întrebare legată de dragoste doriți să vă puneți. Și am pregătit 3 pachete de cărți, da? Ca să vă alegeți varianta, alegându-vă un pachet de cărți, pe care am pus și câte o coroniță, aceste ghirlande. Pe primul pachet este tarotul, pe al doilea pachet este oracolul Lenormand și al treilea este oracolul porților. Alegeți-vă voi pachetul cu care doriți să primiți un răspuns la întrebarea care vă frământă pentru acest weekend legată de dragoste sau, în general, tot ce e legat de dragoste, doriți să aflați prin intermediul predicțiilor mele, bazându-vă, bineînțeles, și pe intuiție când vă alegeți varianta și după cum rezonați cu aceste ghirlande, îmi folosesc așa ghirlanda aceasta cu bobuleți, cu floricele roșii și cu presărate cu zăpadă, cea care este roșie și cea care este albă, da? Gândiți-vă, așa cum am spus, la o întrebare, puneți întrebarea și, sau în dorință și alegeți-vă varianta. Deci, prima variantă, repet, este tarotul, a doua variantă este pachetul de cărți Lenormand și al treilea este un pachet de cărți al porților. Un fel de mixt între oracol și tarot. Ok, și pentru început voi da la o parte primele două variante și voi păstra varianta tarotului și voi pune aici, mai la distanță, ghirlanda care corespunde pachetului de cărți de tarot și să vedem la ce vă puteți aștepta în acest sfârșit de săptămână, da? Vedem cum va fi acest sfârșit de săptămână pentru voi, pentru dragoste, deci pentru cei care v-ați ales prima variantă, varianta ghirlandei roșii și a pachetului de cărți de tarot. Să vedem tarotul ce vă transmite pentru acest weekend. Care sunt mesajele sale? Ce răspuns vă dă la întrebările voastre? Vi se îndeplinește dorința? Vă vedeți cu persoana iubită? Vă sună? Vă împăcați? Veți cunoaște pe cineva? Să vedem ce vă poate aștepta în acest weekend din dragoste, da? Veți avea de-a face cu un bărbat. Împăratul îmi apare aici și steaua, ceea ce îmi spune că veți fi sub influența norocului, stelei voastre, deci sub influența unui influx stelar favorabil, care chiar să vă vedeți cu un bărbat, dar acest bărbat este un bărbat poate care e foarte ocupat, poate are de afaceri, poate este o persoană mai exigentă. Să vedem. O să extrag 7 cărți. Pentru că fiecare carte va vorbi despre ceva. Ce vă privește pe voi cu dragostea în acest weekend. Nu știu dacă se și vede ceea ce am pus eu aici. Să încerc să le pun mai așa, ca să se și vadă, cât de cât se vede. Pentru că acum dacă am împodobit aici masa de lucru cu bradul, îmi este mai puțin, am mai puțin spațiu și nu prea se mai văd toate cărțile. Deci,
Trecutul care vă influențează pe voi este o situație în care lucrurile s-au mai temperat. Deci în trecutul vostru lucrurile s-au mai temperat, s-au mai echilibrat. A fost poate și o situație de cum să spun, o relație frumoasă de dragoste între voi. Deci în trecutul care vă influențează încă. A fost o perioadă în care voi ați fost în armonie cu persoana iubită. Exista compatibilitate. Pentru unii poate să fie vorba și de o prietenie de lungă durată, care a avut multe, care a lăsat multe amintiri în timp, să zicem așa. Dar poate că au fost și niște neînțelegeri. Ați avut neînțelegeri de în comunicare, poate să zicem așa, da? În prezent îmi vorbește aici despre faptul că voi sunteți într-o situație în care vă mai visați, vă mai doriți. Poate doriți să vă faceți o familie, poate doriți să aveți și copii, să deveniți mamă. Dar există și niște secrete, există și niște dușmănii, niște dușmani ascunși, da? Deci trebuie să aveți grijă în prezent la niște certuri, da? Deci în acest weekend aveți grijă la niște dușmănii, la niște certuri, pentru că vă influențează acest lucru. Voi vă doriți să vă împliniți, să zicem așa, sentimental, să fiți din nou cu persoana iubită, să vă întâlniți cu ea, să rămâneți și însărcinate, dacă e posibil, da? Deci chiar astea sunt dorințele vostre. Să aveți o familie, practic. Posibil ca voi, visele voastre să fie mai puțin realiste, să zicem așa, în acest moment, da? Deci să fantasticați. Pentru unele poate chiar să se și întâmple să fiți și însărcinate. Poate să existe și o astfel de situație în care să fiți chiar și însărcinate. Deci astea sunt dorințele voastre, să rămâneți însărcinați dacă nu chiar sunteți însărcinate, dar este foarte posibil să vă faceți și niște iluzii legate de partener, partenera la care vă gândiți voi sau de a avea o relație în acest moment de dragoste, de a vă împăca, de a primi vești, poate că îl sau o puneți pe un piedestal mai mare, mai înalt decât este în realitate. Și atenție și la dușmanii ascunși, da? Atenție la lucrurile nespuse, atenție la lucrurile oculte, la energiile negative, pentru că trebuie să fiți echilibrați, să vă păstrați calmul, evitați certurile, discuțiile. Pentru că în prezent îmi spune că sunteți într-o situație de blocaj, trebuie să aveți răbdare, da? Deci poate că nu este momentul să vă împăcați, poate nu este momentul să vă vedeți, trebuie să mai aveți răbdare. Pentru că v-ați blocat singuri din propriul vostru comportament, poate ați procedat greșit, ați făcut niște erori. E posibil ca în prezent să nu vă împărtășească sentimentele partenerul, partenera. Și trebuie să mai așteptați, sau dacă sunteți într-o relație nouă, trebuie să mai așteptați și să verificați acea persoană dacă este ceea ce spune că este, dacă are sentimentele care spune că le are, etc. Da? Deci încă mai aveți răbdare, nu vă ar hazardați în a-i da crezare, spre exemplu. Obstacolele voastre sunt poate niște certuri, niște discuții sau poate chiar o despărțire și dușmani ascunși, da? Există dușmani, va ieși și aici luna, va ieși din nou aici turnul care îmi vorbește de acest lucru, că astea sunt obstacole pentru voi, poate să existe chiar și o situație de despărțire, de separare, de divorț, da? Care aceste lucruri au probleme de obstacol sau poate e vorba și de justiție, de instituții ale statului, da? Deci de niște lucruri care vin pe neașteptate, poate de niște incidente pe neașteptate, accidente pe neașteptate, lucruri petrecute sau situații nefavorabile petrecute pe neașteptate. Totuși, în acest weekend aveți capacitatea să aveți mai multă energie, mai multe lans, să vă
să aveți speranțe mai multe, vă doriți să câștigați. Deci în acest weekend este foarte posibil să vă doriți să vă ieșiți în lume, să străluciți sau să aplanați o situație. Trebuie poate să, într-un fel, să nu faceți exces de forță. Da, trebuie să, poate să vă arătați, să fiți fideli, să vă arătați fidelitatea. Nu aveți motive să... să aveți dubii asupra voastră, da? Deci asupra capacităților voastre, că sunteți potrivită sau nu, sau că ați greșit cu ceva, deci nu are sens acum să vă... Acum trebuie doar să încercați să deveniți mai pozitiv, să gândiți mai pozitiv. Asta trebuie să schimbați voi în acest weekend. Pentru că este foarte posibil să plecați la drum, este foarte posibil să apară ceva nou, pe neașteptate, să apară o nouă relație, da? Să cunoașteți pe altcineva, este foarte posibil. Deci ieșiți în lume în acest weekend, încercați cumva să străluciți, să vă puneți în valoare, să gândiți mai pozitiv, pentru că este foarte posibil să apară, să aveți mai multă, să priviți lucrurile cu mai multă lejeritate, să vă trăiți clipa, da? Deci, sau e posibil să vă pierdeți poate capul pentru o altă persoană. Aici, în cazul acesta în care sunteți deja într-un cuplu cu cineva, ar trebui să fiți fidel, să rămâneți pe loc, să nu înșelați pentru că vă pierdeți capul de moment, pentru că e posibil ca această a doua persoană să nu fie tocmai cea mai potrivită. Vedeți că aici sunt niște situații duale, știți, vă poate da, deci trebuie să fiți mai temperați, mai echilibrați, mai înțelepți. Pentru că vine aici răspunsul la voi, aici îmi spune că există o despărțire. Această persoană pleacă din viața voastră, ca să zic așa. Deci voi treceți printr-o perioadă de transformare. Poate va trebui să vă clarificați niște lucruri. Poate posibil ca partenerul vostru chiar să plece, să plece la drum, să nu fiți voi care plecați. Deci ce se va întâmpla în viitorul apropiat, în acest punct, este foarte posibil ca partenerul vostru să plece undeva la un drum, da? Să se ducă undeva, să facă o călătorie, să-și ia lumea în cap, să zic așa, să plece în altă parte, da? Să o ia de la capăt în altă parte sau cu altcineva. Pentru că aici îmi spune că răspunsul la întrebare, la ce v-ați gândit voi pentru acest weekend, este această plecare, această transformare. Vedeți, văd o persoană care întoarce spate. Practic vorbește despre cartea aceasta 13, reprezintă în tarot, mai reprezintă și moartea, moartea fizică sau psihică, moartea unei relații. Da, s-a terminat, s-a pus punct, da? Deci nu mai e nimic de făcut mai departe și voi trebuie să învățați ceva din această experiență și să mergeți mai departe, să vă schimbați poate mentalitatea, să vă schimbați poate lucrul, să vă schimbați ceva din felul de a vă comporta, de a vă raporta la o anumită relație sau la o anumită persoană. Cam asta e tot ce pot să spun pentru cei care și-au ales varianta tarotului. Deci dacă vi se îndeplinește dorința, și haideți să vedem și pentru varianta a doua, varianta ghirlandei roșii și a cărților de normand. Să vedem Lenormandul ce prezice pentru cei care și-au ales a doua variantă a ghirlandei roșii, deci a pachetului de normand. Vedem cum va fi acest weekend pentru voi. Voi sunteți la o răscruce, la o răspântie, aveți posibilitatea alegerii, nu știți ce să faceți, să mai așteptați, să nu mai așteptați, să sunați, să nu sunați, să-l înșelați, să nu-l înșelați, să vă împăcați, să nu vă împăcați, să-l iertați, să nu-l iertați, da? Deci aveți să acceptați relația cu altul sau nu, etc. Să vedem. În trecutul recent, pe voi va influența foarte mult poate munca sau fluxul banilor, banii, câștigurile, niște câștiguri financiare. Poate va influența foarte mult relația pe voi și influențează și în prezent acești bani, această modalitate de a câștiga banii, să zicem așa, influențează. Ce vă doriți voi? O împăcare poate sau o prietenie? Vă doriți, ești un buchet de flori, ceea ce îmi spune că e vorba de o prietenie, de o relație, vă doriți o relație, vă doriți o poate o împăcare, o iertare, să vă iertă, să-l iertați, să vină numai să-l iertați, să zic așa. Dar e posibil că această persoană poate să fie și de altă religie decât voi. În prezent voi sunteți aveți încă niște obstacole. Mai aveți încă multe de învățat, da? Sunteți încă la început de drum, mai aveți multe de
de aflat. Mâine vi se pun, poate chiar pe 21, că mi-a apărut aici cifra 21, posibil că mâine să ceva să vă deranjeze, să vă supere niște obstacole, da? Pentru că aici îmi spune și la obstacole mi apare aici karma, e o chestiune de karma, e o chestiune, să zic așa, de pedeapsa voastră. Da? Deci vine din, suportați consecința faptelor voastre, sunteți poate la o răstrâpârtie de drumuri, aveți nevoie de mai multă credință, să vă curățați puțin, să zic așa, energiile, pentru că aici veți avea ca și schimbări, poate să vină să fie, să vă fiți și pedepsiți oarecum. Da? Sau poate folosiți, poate să fie, adică sau veți culege roadele propriilor acțiuni sau fapte, poate să fie și acest lucru. Pentru că aici îmi spune ca evoluție, îmi spune că veți fi înșelați, trădați, mințiți. Există o energie negativă, poate și malefică. Dar totuși să știți că e posibil să vă împăcați până la urmă. E posibil, sau ar trebui să vă duceți la biserică să vă rugați, pentru că poate e foarte posibil să fi fost sub influența unei energii negative, ceva care vine din trecutul vostru, trecut karmic, acum fie că din această viață, fie că din altă viață, pentru că dorința voastră mi-a ieșit buchetul și aici mi-a ieșit din nou crinul, crinii, dar acest aici crinii mai vorbesc și de apropierea de religie, da? Deci de purificare, trebuie să vă purificați. Poate nu fi acum, în săptămâna asta, o fi la pe 30, următoarea săptămână, să zicem, pentru că mi-a ieșit cifra 30. Da? Și e posibil acest lucru să se întâmple mai târziu. Da? Deci rugați-vă, țineți un post, pentru că e posibil să vă aducă pace și liniște. Da? Deci după o perioadă de stres să vă relaxați. Da? Ca până la urmă, să zicem așa, gândurile voastre să dea și rezultate, deci dorința voastră să vi se și împlinească, da? Poate să fie chiar o întâlnire de sexuală, să zic așa, în care să aveți o întâlnire în care să fiți împreună după o lungă perioadă de timp. E posibil, da? Deci, posibil că până la sfârșitul anului, dacă nu se întâmplă în acest weekend, atunci până la sfârșitul anului, v-am zis, cifra 30, 21, aici mi-a ieșit cu obstacole, în schimb. Cam asta e ce pot să spun pentru cei care și-au ales varianta a doua, a ghirlandei roșii și a pachetului de cărți Lenormand. Și haideți să vedem și pentru a treia variantă, varianta ghirlandei de albe. Să vedem pentru voi, oracolul porților, ce vă spune că vă așteaptă, să spun aici. La ce vă puteți aștepta, să vedem ce vești vă dă. Dacă vi se îndeplinește dorința în acest weekend sau nu. Voi sunteți, aveți niște, primeți niște vești, să știți, vești, telefoane, se face o comunicare, se creează o legătură, dar sunteți încă la niște probe. Supuși la niște probe de foc, să zicem așa, da? Deci voi încă sunteți supuși unor probe. Da. În trecutul vostru voi ați avut foarte multe probleme cu această persoană. Ați fost ca în iad, ca în poarta iadului, să zic așa. Deci foarte, foarte multe probleme pe care le-ați avut. Ați trecut prin chinurile iadului, da? V-a chinuit această relație, v-a făcut să suferiți. Da? Deci nu ați fost fericiți în această relație. Și vă influențează acest lucru și în prezent. Au fost poate niște schimbări bruște, poate o despărțire bruscă, dar s-a terminat prea brusc relația, fără niciun fel de explicații, poate. A fost o perioadă foarte dură pentru voi, momentul în care a trebuit poate să vă faceți un proces de conștiință, să vă puneți întrebări. Ca să știți, ați vrut să înțelegeți ce aveți de făcut mai departe, cum să mergeți. Ați trecut prin multe lacrimi, perioade de tristețe, de pierdere, da? Deci o situație, dar a fost o situație cu care v-ați obișnuit, da? Deci
Ea poate a avut într-adevăr o aparență traumatică și negativă, dar în realitate era necesară, pentru că trebuia să vă ajute să crește, să deveniți mai înțelepți, mai înțelepte, da? Să învățați ceva. În prezent, dorința voastră acum, în acest moment, voi aveți și poarta magică. Deci voi vă doriți ca prin magie așa să se întâmple, să vă caute, să vă împăcați, să fiți din nou împreună, să trăiți o poveste nemaipomenită, dar din păcate va ieși și răsturnată această carte, nici voi nu mai credeți. Aveți nevoie de niște revelații, aveți nevoie de niște confirmări. Aveți nevoie să aflați adevărul, vi se țin ascunse niște lucruri vouă, da, să știți. Deci, există niște lucruri ascunse, niște lucruri misterioase despre care voi nu știți. Dar în prezent totuși apar vești, da? Pentru că mi-a apărut acest Hermesul, care e purtătorul de vești, de lucruri plăcute, pozitive, și vedeți aici și curcubeul acesta care trece dintr-o parte în alta, deci practic face legătura între voi și persoana la care voi v-ați gândit, ceea ce îmi spune că este posibil să primiți vești, ceva, aflați ceva important. Apar poate un mesaj, poate primiți, dacă nu telefon, sau poate aflați ceva legat de o călătorie, da? Că trebuie să plecați într-o călătorie sau că vine dintr-o călătorie această persoană. Este foarte posibil acest lucru. Ce obstacole aveți voi? Obstacolele voastre sunt faptul că poate aveți nevoie de mai mult, aveți nevoie să vă purificați, să vă schimbați aerul, să vă schimbați poate locul. Pentru că să fiți mai raționali, poate și mai logici. Poate nu sunteți suficient de raționali și de logici voi, poate, da? Sau poate sunteți prea logici și raționali și din această cauză această relație nu funcționează. Adică poate avea nevoie de o persoană care să nu o ducă capul prea mult, spre exemplu, da? Pentru că aici succesul ajunge doar prin șiretenie. Da? Deci astea sunt obstacolele voastre. Deci voi trebuie să fiți mai șirete, mai șireți ca să obțineți ceea ce vă doriți. Da? Deci cu cinste și corectitudine nu prea funcționează în această relație. Da? Pentru că mi-a ieșit aici poarta iadului, deci este clar că este o persoană care nu este tocmai ușa de biserică. Și pentru că aici îmi spune, spre exemplu, că în acest weekend voi veți avea niște schimbări, vi se închide o ușă, parcă nu aveți un blocaj, există un blocaj care nu vă lasă să treceți dincolo, să aflați ceea ce vreți voi să aflați, să vă duceți la această persoană, deci nu vi se transmite, ca și cum cineva vă obstrucționează să aflați sau ar trebui poate să fiți mai rezervați, să vă protejați, să aveți mai multă grijă de voi. S-ar putea să fiți izolați, da? Să vă încerce să vă izoleze, să nu vă. Sau voi veți închide pur și simplu, vă blocați singuri. Aveți grijă să nu vă blocați chiar singuri, dar de adevărat, da? Deci, pentru că ne apare aici această încuietoare care îmi spune că nu funcționează cum trebuie, da? Deci voi nu vă deschideți poate sufletul, da? Deci nu aveți curajul să vă deschideți sufletul, da? Deci nu mai aveți curajul, să zic așa. Astea vor fi niște schimbări, deci poate că veți deveni mai închiși, mai retrași, da? Deci nu. Datorită veștilor pe care le veți primi, poate ceva nu vă va deranja, pentru că vi se ascunde totuși ceva, sunt lucruri ascunse. Ce se va întâmpla în acest weekend? Aveți nevoie să vă purificați, am spus, mi-a ieșit din nou, acum mi-a ieșit apa. Deci voi cu ajutorul apei v-ați putea purifica, încercați să faceți un duș, o baie, da? Deci vă curățați energiile.
veți clarifica sentimentele. Pentru unii s-ar putea totuși să fie o întâlnire de dragoste, să vă întâlniți cu persoana iubită. Poate vă retrageți în singurătate și închideți ușa la toți, la toate, ca să vă retrageți cu această persoană. Este și asta o posibilitate, pentru că aveți, poate, trăiți așa momente de pasiune, în care faceți schimb de energii, schimb de fluide, să zicem așa, da? Deci curățați-vă energia, încercați să vă gândiți, să vă schimbați mentalitatea, pentru că aveți nevoie de această aerisire. Și poate ca să închideți ușa, să blocați trecutul, să zic așa, cu restul lumii și să rămâneți doar cu persoana iubită. Pentru că pentru unii e posibil ca să fie chiar și vorba despre ceva, o poveste de dragoste nouă, ca să zic așa, da? Poate să mai vorbească și de că aveți de-a face cu cineva care e semn de apă, da? Persoane, sau sunteți poate voi mai emotivi, veți avea în acest weekend, veți da dovadă de mai multe emotivitate și ar trebui poate să vă dominați emoțiile, da? Deci. Dar pentru mulți poate să spune că este vorba despre o relație nouă, începutul unei noi relații pozitive și solide, da? Iar dacă voi sunteți interesați în mod particular de cineva, poate să vă spună că sentimentele sale sunt pe aceeași linie cu a și voi, pentru că și aici mi-au ieșit veștile, aici mi-a ieșit că vă trebuie puțin să vă mai aerisiți voi, să vă limpeziți mintea, să faceți o clarificare între voi, pentru că aici mi-apare o altă carte ca și rezultat, să zic așa, la ce vă puteți aștepta pe viitor, îmi spune că vor veni vremuri mai însorite, mai pozitive, da? Și care ar putea să ducă chiar către, și în primăvară, chiar să se, în primăvară-vară, să fie chiar o perioadă mult mai pozitivă. Dar poate că trebuie să luați lucrurile puțin mai cu lejeritate, da? Să nu vă mai gândiți atât de mult, să fiți mai relaxați, da? Să vă relaxați cumva, încercați să vă și relaxați, da? Să nu mai fiți așa încrâncenați, da? Ar trebui să vă odihniți poate mai mult în acest weekend. E posibil că în acest weekend să aveți întâlniri interesante în dragoste cu o anumită persoană, dar totuși trebuie să fiți atenți să nu fie vorba de ceva superficial, da? Pentru că am zis totuși ceva vi se ascunde. Există o situație pe care încă nu o stăpâniți, nu știți, da? Și atunci trebuie să fiți mai atenți. Pentru că este foarte posibil că la ceea ce v-ați gândit voi, mai degrabă, mai către vară, să aibă un rezultat mai pozitiv decât acum, da? Deci acum poate că este mai mult o chestiune așa pasageră, da? Deci încă nu e ceva serios, încă mai durează până ajunge să devină o relație serioasă, spre exemplu, sau până când lucrurile se vor întâmpla așa cum vi le doriți voi. Deci deocamdată poate să fie doar așa ceva mai sporadic, cum să spun, vești, întâlnire așa, dar nimic o serios, nu o legătură concretă, da? Deci abia din vară încolo poate lucrurile se mai îmbunătățesc, pentru că mi-a apărut aceasta poarta verii. Deci poarta verii vine cu un semnal mult mai pozitiv, dar mai târziu, ca și perioadă de timp. Cam asta e tot ce pot să vă spun și pentru cei care și-au ales varianta ghirlandei albe și a pachetului de cărți de oracol al porților. Sper că v-au plăcut aceste predicții și că v-ați regăsit în ele pe voi, partenerul, că v-a răspuns la întrebări, că vi se îndeplinesc dorințele așa cum vi le doriți voi, pentru că eu asta vă doresc. Să vă ajute să vă îmbunătățiți relația, să vă întâlniți sufletul pereche, să vă regăsiți liniștea în dragoste. Eu vă mulțumesc că ați fost și în această seară alături de mine pe canalul meu de YouTube și vă doresc în continuare o seară plăcută și, bineînțeles, un weekend excelent în dragoste și să vă iubiți și să fiți iubiți. La revedere!